sunt puțin răcite. Să știți că noi suntem onorați să vă avem în fața noastră și că ați dat curs invitației. Avem un, domnule președinte, avem în fața noastră, ca să vă prezint așa puțin în mare, cupluri care au împlinit 50 de toamne împreună, pe care vreau să le felicit și să le doresc multă, multă sănătate și să se bucure de cei dragi. Și de asemenea, avem alături de noi persoane care și-au dedicat întreaga viață pentru dezvoltarea comunității noastre, cărora vreau să le mulțumesc, pentru că împreună reușim să dezvoltăm comuna. Nu se face doar de singur om, asta este vorba de echipă și de dumneavoastră. Vreau să vă mulțumesc tuturor, să vă doresc multă, multă sănătate și împlinire. Și de asemenea, aș vrea să dau cuvântul domnului senator Ciprian Pandea, să știți că dânsul, întotdeauna lucrurile care le facem noi aici la Cruza Vodă, nu le facem nici doamna primar, le facem cu o întreagă echipă care lucrăm pentru asta și care vreau să le mulțumesc. Și lucrurile de aici ne ajută și dânsul de la București, oricând, mă ajută cu proiecte și oricând am nevoie de ajutor, întotdeauna a fost alături de Cruza Vodă. Vreau personal să vă mulțumesc și sunt sigură că ne veți ajuta în continuare, că eu sunt foarte insistentă.